Acest Robin Hood al presei bulevardiere a încălecat pe iapa neagră ca smoala. În paranteză fie spus, lumea vorbește că de fapt el ar fi cel încălecat, dar asta e altă poveste. I-a declarat Robin Hood război pe viață și pe moarte actualului edil al Târgoviștei, care și-a permis să-l înfrângă în turnirul electoral din 2008. Faceți-vă repede niște controle serioase. Dumneavoastră aveți niște mari, mari probleme. Înfrângerea ca înfrângerea, că doar am mai spus, tipul este obișnuit cu bătaia, dar scorul este problema. Pur și simplu a fost făcut de râs de contracandidatul său, Gabriel Boriga, în fața întregului județ. Bulevardierul șef nu-și revine nici în zilele noastre din șocul suferit, când și-a dat seama că între el și câștigătorul Boriga era o diferență de vreo 40%. Domnul Boriga, cât el de tânăr, zice, bă, dar prost e ăsta de mine. Să mire cât de prost sunt eu. Singurul din neamul meu, cel mai prost din tot neamul, practic eu sunt cel mai prost ziarist. Păi așa este. De 3 ani de zile, țambalagiul la compania de Asa Dizioză ne zgârie urechile cu ale sale lălăieli. S-au specializat în hituri de Mahala, concurându-i pe mult mai talentații Adrian Copilu Minune, Vali Vijelie și alți maneliști. Dacă a văzut că nici din această bătălie nu iese învingător, a adoptat o altă strategie. Eu sunt domnul nenorocit. Nu sunt nici frumos, nici deștept, nici un corect termin târgoviștea asta de zile. Un nenorocit. A început în nimicnicia sa arhicunoscută să bage fitile pe la toate instituțiile statului, inclusiv la DNA, într-o recentă apariție televizată. Să nu vă mai filmeze nimeni, să nu mai apăreți la televizor, că așa de prost dați pe ecran. Dom'le, atât de prost dați pe ecran. Manelistul bulevardier a recunoscut ceea ce bănuia lumea toată, că a vizitat birourile DNA în calitate de deocamdată pârâcios. S-a lăsat din nou încălecat de iapa zulufată și neagră ca tăcinele, ori a încălecat-o, a mai spus că nu mai contează și a plecat cu jalba în proțap la DNA. Ajuns acolo, a început să se dea și să dea în balansoare și topogane, leagăne și alte comedii de s-au crucit și bieții justițiari. Deși s-au convins și aceștia că manelistul nu-i pe treaba lui, nu au avut încotro și i-au făcut pe plac, te pui cu... Faceți-vă repede niște controle serioase. Dumneavoastră aveți niște mari, mari probleme. Presiunile pe care le face manelistul pesedist asupra justiției din țară nu sunt privite cu ochi buni nici de cei care l-au sancționat în mod repetat, ori de câte ori le-a cerșit votul. Târgoviștenii știu și ei că personajul de poveste este la fel ca o casă cu multe etaje, cea mai prost mobilată fiind mansarda. Dar nu mi se pare normal să aibă vreo treabă cu justiția, trustul de presă. Puteți să argumentați răspunsul? Păi justiția își face treaba ei și presa are cu tot și cu tot o altă menire. Termin târgoviștea asta de zile, un nenorocit. Nu mi se pare normal. Termin târgoviștea asta de zile, un nenorocit. Să vă vadă de treabă că n-ați văzut că sunt înjurați pe... și picat dumneavoastră de vină pentru alții care au mai mult de lucru. Negativ. Termin târgoviștea asta de zile, un nenorocit.